Filiala CECAR Suceava, organizată în zilele de luni 12 februarie și marți 13 februarie, cursul de fiscalitate TVA la Camera de Comerț și Industrie Suceava. Cursul, care s-a bucurat de o prezență extrem de numeroasă, a fost susținut de către lector Maria Vizoli, expert în fiscalitate și fost director general al Direcției de Legislație Cod Fiscal în Ministerul Finanțelor Publice. Cursul de fiscalitate TVA face parte din orele de pregătire profesională obligatorie organizată de filiala CECAR Suceava pentru membrii săi. A fost un curs foarte tehnic, strict pe parte de TVA. A lămurit spețe controversate, a venit cu exemple despre cazuri deja judecate la Curtea Europeană de Justiție, ceea ce poate ajuta contribuabilului în cazul unui control. Noi vrem să stabilizăm piața serviciilor contabile în Suceava și de a forma o elită profesională foarte bună. Astfel, timp de două zile, membrii filialei CECAR Suceava și directorii economici din județ au avut ocazia de a afla ultimele noutăți din domeniul fiscalității, direct de la Mariana Vizoli, care pe parcursul cursului le-a prezentat TVA-ul în mod analitic și profesionist. În plus, ea a explicat ce este important din punct de vedere al TVA-ului în anul 2018, atât din perspectiva profesionistului contabil, cât și din perspectiva antreprenorului. Anul 2018, din perspectiva profesioniștilor, este, să spunem, un an liniștit, pentru că nu sunt foarte multe modificări pe legislația de TVA. Va trebui să urmărim cu atenție cum evoluează splitul de TVA, care, chiar dacă nu este legat strict de legislația de TVA, dar este o confruntare nouă cu care se înfruntă mediul de afaceri, mai ales de la începutul anului 2018 și mai ales de la 1 martie, pentru că splitul de TVA implică foarte multe sarcini administrative pentru operatorii economici care vor intra în acest sistem, dar și pentru ceilalți care intră în relații comerciale cu persoanele care aplică splitul de TVA. În principiu, noi am sfătuit toate firmele care sunt implicate în acest proces să ne transmită organizațiilor profesionale, CECAR-ului, Camerei Consultanților Fiscal, să ne transmită greutățile de care se lovesc în așa fel încât să pot să fie transmise la timp Ministerului Finanțelor, pentru că noi sperăm într-o abrogare acestui act normativ. Cursul a fost structurat pe tematici precum operațiuni imobiliare și ajustări de TVA, operațiuni cu creanțe, prorata de deducere, dobânda pentru plata în rate, refacturarea de cheltuieli, taxarea inversă, baza de impozitare, afiliați, precum și limitarea deducerii TVA pentru autovehicule. Operațiunile imobiliare și ajustările de TVA au fost însă cele mai dezbătute subiecte. Una din situațiile analizate a fost cea care privește societățile în insolvență din perspectiva ajustărilor de TVA, aceasta fiind cea mai frecventă întrebare în sesiunea Q&A. De asemenea, sesiunea de întrebări și răspunsuri a clarificat multe din situațiile practice cu care profesioniștii contabili se confruntă în activitate. Cursul este foarte important, se vede și din sală, pentru că sunt membri CECAR, sunt colegii mei experți contabili, dar sunt foarte mulți și din afară. Nu cred că există un curs mai bun decât cel de astăzi și cel susținut de doamna Vizoli, mai ales pe TVA. Este un curs excelent pe care îl recomandăm tuturor, chiar dacă nu sunt membri CECAR, îi așteptăm cu mare drag la aceste cursuri, pentru că sunt informații actuale, informații care sunt și de viitor, pentru că doamna Vizoli vine și cu informații pe care noi încă nu le știm. Sunt propuneri ale comisiilor de buget finanțe, sunt propuneri de fiscalitate, de modificare a legilor, sunt foarte importante pentru noi și mediul de afaceri. Prezența numeroasă este, de fapt, semnul că colegii noștri sunt mulțumiți și sunt alături de noi în tot ceea ce întreprindem în ultima vreme în filiala CECAR Suceava. Prezența numeroasă este, de fapt, și un semn de prețuire și de mulțumire față de doamna Mariana Vizoli, care ne-a făcut onoarea pentru a doua oară să fie prezentă în filiala CECAR Suceava. Sperăm pe o lung parteneriat în ceea ce privește aprofundarea TVA-ului, sperăm pe prezența dumneavoastră în mod constant.
constant în acest oraș. Reamintim că Mariana Vizoli a mai fost prezentă la Suceava în luna septembrie a anului 2017, când a participat la o serie de seminare dedicate modificărilor legislative din domeniul fiscal, organizate tot de filiala CECAR Suceava.